Ionescu și colegul meu, scopul nostru, deci evenimentul l-am făcut în cadrul Nopții Muzeelor. De adevăr, de 3 ani de zile nu am mai făcut, nu am mai participat cu o lucrare pe simezele Mediașului și de data asta am considerat că trebuie să mai apar în zonă, ca lumea să nu uite că, mă rog, mai lucrez în artă plastică sau dacă am dispărut din zonă. De adevăr, spațiul aici este un pic limitat, trebuie să-l împart cu colegul meu, dar am hotărât ca să mai arătăm și Mediașenilor artă plastică de calitate. Eu am selectat o parte din lucrări, cam între ultimele lucrări care le-am făcut în ultima vreme. O parte dintre ele, într-adevăr, mai au nevoie de vernis, dar nu permite timp, trebuie să le las o perioadă la uscat pentru vară. Deci eu, în premieră, vă spun că în luna august, chiar în 3 august, o să am o mare expoziție personală la Muzeul de Arte din Cluj. Probabil și cine are timp și dorește să vadă munca mea mai în detaliu, are ocazia și posibilitatea să vină să vadă pe viu. Atrage atenția unul dintre tablouri, poate pentru că și s-a vorbit mult în ultimele luni, e vorba de tabloul colectiv. Da, este o întrebare foarte bună și totodată și o întrebare capcană, ca și titlul care l-am scris eu pe lucrare. Toată lumea, cumva, sau majoritatea, se raportează direct la evenimentul nefericit care s-a întâmplat la București, dar eu lucrurile le-am gândit și sub alt aspect, în sensul că s-au întâmplat foarte multe nenorociri, în sensul Holocaustul, chiar evenimentul de la București, plus foarte mulți intelectuali, oameni nevinovați care au murit în închisorile comuniste, la Canal și în alte locuri de nenorociri.